Bună dimineața, Mihai Pițura. Bună dimineața. Suntem într-un univers aparte, aici la Oradea, în cabinetul dumneavoastră, unde vin oameni de peste tot. Și din țară, și din Ungaria. Și care este... peste hătare, peste tot, din Statele Unite, în Canada, Australia, din Australia în pacienți. Care este darul lui Mihai Pițura? Darul lui Mihai Pițura este, nu e al meu. Cred că sunt un accident biologic, nu cred că sunt omul lui Dumnezeu. Dar am capacitatea să văd în halou. Sau mai exact cum se vede cu aparatul tirilean. Singurul meu merit este că am putut descifra intensitatea culorilor și de ce sunt culorile respective așa. Și de-aia știu când intră omul pot să-i pun un diagnostic exact. Și capacitatea mea de a transfera biocâmpul sau câmpul energetic. Dar nu de la mine, că nu produc eu. Cine spune că produce câmp energetic, e un mincinos. Asta este de natură cosmică, să nu zică divină neapărat. E, și mai există ceva. Pentru sănătate trebuie să apelăm la tot ce este congruează la sănătate, inclusiv la fitoterapie. Și mie îmi place fitoterapia și de aici am dezvoltat această formă, energoterapie, care se îmbină cu energie bionică, să zic așa, cu fitoterapia. Fitoterapia stă la baza tuturor medicamentelor din farmacie. Numai noi le-am uitat și facem altfel. Nu exclud tratamentul chimic, tratamentul de farmacie, pentru că este bun, dar dacă vă uitați pe rețeta sau pe biletul de ieșire din orice spital, nicăieri nu scrie vindecat, ci doar ameliorat. În schimb, la ceea ce fac eu, după circa 5 zile, omul este chiar vindecat. Adică a uitat de boală. Nu înseamnă că devine imun și nu se va mai îmbolnăvi. Dar dacă îmi respectă ceea ce îi spun eu, se ferește. Când ați conștientizat acest har pe care l-aveți? Târziu, n-am știut eu, că eu sunt nenormal, să zic așa. În armată s-a întâmplat un accident la câmpul de instrucție. Un ciclu trebuia să se elibereze, dar s-a întârziat câteva zile. Dar trebuia să vină cu noi la instrucție. Ăștia nu făceau instrucție. Și stăteau jos acolo să jucau ei între ei. Și unul a avut un cartuș de manevră și a pus țeava mai apropiat, așa, de șoldul celălalt, că l-a reculcat și când a tras, i-a făcut o gaură. Vă dați seama, alarmat, ăla a fugit în pădure, ăștia s-au speriat. Eu, fiind recrut, am văzut că curge sânge, am luat bonetă și am apăsat pe locul respectiv. Cam la 3 ore aș sosi de la unitate o dubiță care transporta ulei și de astea pentru tancuri. Și l-am dus la infirmerie. Noi aveam acolo un medic militar, oamenii nu-l prea luau în sănăt, în serios, ziceau că e un pic sărit de pe fix. El se ocupa cu așa ceva. Și când se uită, m-a întrebat pe mine, când s-a întâmplat? Eu vreo 3 ore. Și rana asta arată de 3 săptămâni. Și eu m-am gândit, nu, într-adevăr, e sărit de pe fix. Și am arătat că mai am sânge pe mână, cum am ținut acolo. El l-a pus pe pat și în loc să se ocupe de om, lucra, el a luat penseta, a rupt crusta, acum știu, atunci nu știam ce dracu face acolo. Și a început să mă întrebe, de unde sunt, câți frați am, ești nebun, ăla baună acolo, papa. Și a urmat, dimineața, la ordinea de zi a regimentului, am fost trimis la infirmerie. Am dus cele mai fericite viața mea, o lună de zile. Nu am făcut absolut nimic. Spunea, pune mâna aici, pe aici, da, eu mă gândeam în sinea mea. Sigur, eu sunt Hristos din Crăciunești. Pune mâna să vindică omul, ești prost. Dar am trăit bine, dormeam, nu mergeam la instrucții, ca și soldat, ca și. De dat, după o lună de zile, dimineața, tot pe ordine de zi, mă trimite la Spitalul Militar Central. Eu, între timp, m-am împrietenit cu șeful marului stat major Goaga.
Și ala mi-a spus, mă, băiete, ăsta are fidel la apărarea patriei, eu nu pot să nu te trimit. Dar dacă ajungi acolo, tu să raportezi că vrei să faci armată, dar nu știi nimic, ca domnul Toarășul Duma, el te-a trimis aici. De acolo a pornit povestea mea, că la spitalul militar, atunci, în anii aceia, s-a format pentru prima dată după ruși, o secție sau s-a încercat formarea unei secții de paranormal, în scopuri militare, bineînțeles. Am ajuns acolo și am ajuns în fața, după o peripeție, am ajuns în fața comandului Academiei Teclu Iacob. Și eu am spus sloganul, doar și general, raportez, eu sunt soldatul cu tare și vreau să fac armată. Doar și Maiorul Duma zice că sunt Hristos. Și mi-a răspuns omul foarte calm. Aici ești sau nu ești, ce spunem noi? Și m-am gândit, mă, toți sunteți într-o ureche, că sunteți militari. N-am crezut niciodată despre mine că eu ar fi altfel. Întâmplare că s-a făcut diferite experimente și într-un laborator foto, pe o hârtie fotografică, din aia mi-a spus să fac un cerc, fără să ating hârtia. Să fac un triunghi, să fac un dreptunghi, nu știu ce, să trag linii. E, când au scos din revelator că am fost de față și le-am văzut, atunci mi-am dat seama că într-adevăr e ceva baie. Și așa s-a schimbat viața mea. Au fost momente în care v-ați speriat efectiv de acest har? Da, pentru că nu e ușor să duci, ca să înțelegeți. Durerea pacientului este la nivelul mâinii mele. Chiar să ia, cum spune în Biblie, petreceți, Biblie spune, că bolnavul trebuie dus în fața rabinului să-și petreacă mâinile peste el, timp de 3 zile. Și dacă nu se vindecă, omul este sortit morții. Când am pus mâna și simt durerea aia, trebuie să te obișnuiești să poți răbda acea durere. Ei, nu e ceva infernal, dar e durere totuși, ca să înțelegeți. Prima dată când am simțit, n-am prea avut curaj să mă apropiu de altul. Mi-a trebuit ani de zile să studiez, să aprofundez, să văd ce știu să fac și de ce fac. Au fost momente în care cei din jur nu v-au înțeles și au încercat să catalogeze acest dar ca fiind altceva, dintr-o altă zonă? Am să vă spun un paradox. Practic acest lucru de vreo 30, 40, 35 de ani, nimeni că nu m-a vorbit de rău. Cine știe din ce cauză? Pentru că întotdeauna i-am spus omului, eu nu vindec. Eu încerc să fac ceea ce știu și dacă îți ajută Dumnezeu, te faci bine. Dacă nu, asta este. Și în acești ani au trecut prin mâna mea oameni foarte deosebiți. De la miniștri, generali, polițiști, securiști, toată lumea a trecut. Inclusiv un fost șef de stat a trecut prin mâna mea. Mulțumesc la Dumnezeu că le-am putut fi de folos. În această perioadă foarte tulbură legată de COVID, da? Toată lumea numai despre asta vorbește. Cum ne protejăm? Cât de mult ne ajută această muncă deosebită pe care o faceți, bioenergia? Vă explic eu. Se spune tot biblic, ferește-te că și Dumnezeu te ferește. Mască. Protecția în sine. Cum este firesc, știm asta din copilărie, unul răcit, nu stai lângă el sau nu vă lăsta acasă. Există alimentație și, bineînțeles, igiena. Igiena stă la baza multor boli sau este cauza multor boli. Trist, România nu prea este în locuri fruntașe la consumul de săpun. Nu zic că acest COVID omoară, eu nu cred. În schimb, pierdem imunitatea și celelalte boli n-au cum să lupte și de asta produce moarte. Trebuie să ne ferim de el până ne imunizăm, că ne vom imuniza. Organismul nostru va lua informații ca să ne putem proteja ca de alte și de alte boli. Vă mulțumesc că ați fost în această dimineață alături de mine. Sunteți un om deosebit și vă doresc multă, multă sănătate. Să rămână, vă mulțumesc și eu. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să nu aveți nevoie de niciun doctor, inclusiv de mine. Mulțumesc!